Are 10 kg, 4 milioane. Piețele din Iași sunt pline de oameni în locurile în care se comercializează carnea de miel, însă clienții pleacă dezamăgiți din cauza prețului foarte mare. Carnea de miel a apărut în piețele ieșene încă de săptămâna trecută, dar vânzările sunt foarte slabe. Ieșenii spun că prețul de 40 de lei pe kilogram este foarte mare și preferă ca anul acesta de Paște să nu consume carne de miel. Mulți ieșeni spun că anul acesta de Paște, carnea de miel va lipsi de pe mese. Prețul este exagerat în raport cu salariile și pensiile din România. Mi-a dat câteva bucățele de măruntaie și vroia 1 milion de lei. Păi da, ce am înnebunit să dau pentru asta atât? Este scump? Foarte, foarte, foarte scump. Exagerat. Nu, nu se poate așa ceva. Vă îndurați la atâția bani? Nu, nu, nu. E prea scop. La un 35, 32, pe aici merge, la 40. Nu, nu, la puterea noastră. Prețul e foarte cumpărat. Păi dar dacă o luăm așa, dau 800 de lei pe o mâncare de... Păi dacă la un kilogram de miel, am jumătate de carne, dar la jumătate de os. Ca să mănânc într-adevăr, trebuie să-și măcar 2 kg, ca să pot mânca o masă, ca lume. Și așa mai scade după ce mănânci, nu ai ce mânca. E scump. 25 era acceptabil. Mai mâncați miel de Paște? Anul ăsta nu. Stau și uitam prin piață. Venim, facem două turi prin piață, trei, verdeață. Atât a luat, atât. Și cartofi. Verdeață și cartofi. Și o lea de brânză. Da. Altceva ce să iei? Da, n-ai ce lua. De banii noștri, de pensia noastră. Comercianții spun că anul acesta este unul dintre cei mai slabi ani privind vânzarea de carne de miel. Slăbuț. Foarte bine. Cred că vine războiul. Crește orice, nu numai carnea de miel. Și pâinea și orice crește. N-am... Este mai exact. Dar foarte slăbuț față în ceilalți ani. Sperăm săptămâna asta să fie mai bine. Am înțeles că oamenii sunt nemulțumiți de prețuri. Sunt cam nemulțumiți, dar și noi avem cheltuieli foarte mari și nu putem să... Am vândut vreo câțiva mei. Nu prea multe, cât se poate. Oamenii preferă să cumpere carnea de pasăre sau de porc pentru Paște. Cum o să faceți acum sărbătorile pascale? Cu altceva. Ce carne preferiți? Cu un pui, cu pasări, mai ales noi în vârstă, pasări, cu găini, cu pulpi, cu ciofi. Pentru 3 zile nu trebuie să ne dăm jumătate de pensie sau majoritatea pensiei să o dau lui pe un bucat de miel. Ce altă carne ar putea să mănânci mai convenabil acum de Paște? Curcan de pui, de asta, nu altceva. Ce altă carne se poate consuma de Paște? De porc. De pui? De pui. Dumneavoastră ce o să mâncați acum de Paște? Atât, de pui și de porc. Deja e luată de prin luna lui noiembrie. Carne în congelator. Nu, nu, nu mă ține punga. Nu mă țini. Pentru Paște. În supermarketuri, carnea de miel este mult mai scumpă decât cea din piețe. Prețul unui kilogram de pulpă depășește 60 de lei.